Mai multe unități de învățământ din Buzău au anunțat pe site-urile oficiale ratele de vaccinare în rândul cadrelor didactice și personalului auxiliar. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean a publicat procentul în ceea ce privește situația vaccinării, acesta fiind unul ridicat. Astfel, la Colegiul HDU, peste 80% dintre cei 96 de angajați au fost vaccinați, cea mai mare pondere fiind în dreptul cadrelor didactice. La Liceul de Meserii și Servicii și la școala numărul 11 din Buzău, rata de vaccinare este de 78%, în timp ce la Liceul Marghiloman și Liceul de Arte, procentul este de 69%. Alte exemple ar fi școala numărul 15 cu 66% și școala numărul 1 cu 60% rata de vaccinare. Suntem la o medie pe județ undeva la 60%, chiar ușor peste, ne luând în calcul și colegii din sistem care au trecut prin boală și s-au imunizat pe cale naturală. Toate unitățile de învățământ au afișat pe site-ul propriu numărul de cifrele, cifric, numărul de vaccinați. Și oficialii Inspectoratului Școlar Județean au publicat pe site-ul instituției datele legate de rata de vaccinare în rândul angajaților. Și noi la Inspectoratul Școlar am afișat acest lucru, avem 85% vaccinați. Practic, conducerea, mă rog, cei patru inspectori generali și ajung sunt vaccinați, e opțiunea fiecăruia. Practic, mai avem în inspectorat patru persoane, dar care au motive medicale temeinice și urmează, de dacă n-au și făcut deja o discuție cu medicul de familie și medicul specialist, fiecare în parte, să vadă dacă și care ar fi formula de vaccinare, cu ce tip de vaccin, în funcție de ce probleme medicale au colegii în cauză. Autoritățile buzoiene din sănătate au încurajat de la bun început angajații să se vaccineze, având în vedere riscul mai ridicat de răspândire a virusului în mediul școlar. De altfel, înainte de vacanța forțată de 2 săptămâni, au fost înregistrate sute de cazuri de elevi și profesori infectați cu coronavirus.